e asta? Între de sarcină. Treci încoace. V-am chemat ca să vă spun ceva care mă apasă. N-au născut? E... Frate, mie nu știi că problema aia... Ce-a fost în capul tău de ai făcut asta? Mamă, o nebunie. Ana, tu nu înțelegi. Îmi faci probleme. Nu renunț la copilul meu. Îl iubesc și îmi doresc. Am 30 de ani. Nu mi se întâmplă mie așa ceva. Deci nu e adevărat. Nu. Dar e sigur că e al tău? Poate s-a ocupat și cu alții. Poate nu e al tău. Care copil? Care? Luca! Am făcut un copil împreună cu un bărbat, care m-a mințit foarte mult. Mi-a promis câte lune și stele, dar... Păi nu, cred că e o neînțelegere, pentru că Luca este copilul meu. Nu poți trăi în minciună, ai trăit 2 ani în minciună, ai ascuns atâtea lucruri. Ne-a stors de atâția bani. Ai fost slab? Uite acum rămâi slab și rămâi singur. Și tu rămâi cu frate, tu cu ea, cu copilul, Doamne iartă-mă, rămâi cu cine vrei tu, eu nu vreau să te mai văd. Povestea de astăzi este despre ispită. Ea se definește în mai toate sensurile ca fiind un element, o idee, un viciu, ce vreți voi, care îl abate pe om din drumul lui. Ispita îi propune omului plăcere trecătoare, cu efecte devastatoare, de multe ori, pentru viața celui care cedează. Referindu-ne acum strict la cazul nostru, nu putem să nu ne întrebăm care este mecanismul de gândire care îl face pe un om care are tot să riște tot pentru cineva sau pentru ceva care nu-i oferă mare lucru. Ce să-i faci? Asta e natura umană. Cătălin, în vârstă de 38 ani, se poate declara un bărbat împlinit. Dorina, soția lui, este o femeie frumoasă și o mamă foarte bună pentru fetița lor în vârstă de 6 ani. Lui Cătălin îi merge bine și pe plan profesional, mai ales de când părinții soției l-au ajutat să-și împlinească visul de a avea propriul cabinet stomatologic. Dar cu toate acestea, ispitelor greu le poți rezista. Intră! Bună ziua, domnule doctor! Ana, ce cauți aici? Te căutam pe tine. Ce faci? Păi ce să fac la muncă, dar ți-am spus să nu vii aici. Mă doare o măsea și... Aoleu. Aș vrea să te uiți un pic. Te doare? Da. Adică ce? M-a acuz că nu ți-a făcut bine lucrarea? Nu am spus asta, da. Evident. Ia să vedem. Gurița mare? A. Da, e foarte grav. Oh. Pericol. Aoleu. Ești mâncată de carie. Eu nu cred că poți să... Da? N-ai nimic, mă minți. Nu te mine, a fost doar de tine. Știu și mie. Am făcut o prostie cât mine de mare. M-am îndrăgostit de o clientă, o pacientă. Și s-a dus cam departe relația. Am vrut o aventură scurtă. Suntem împreună de un an de zile. E din ce în ce mai rece. Dacă ți-era doar de mine, nu... Nu ce? Te-am sunat când am putut. Am familie, știi. Și nu mai veni aici, asistenta. Dă raportul. Ne cunoaște familia. Vrei să faci probleme? Nu, dar mă puteai suna. Puteai să te duci la magazin, te duceai la baie, te dai drumul la apă. Puteai, dar nu ai vrut. Ascultă-mă, te sun când? Când? Când vreau să ne vedem. Când putem să ne vedem. Nu, când vrei tu. Ușor. Când putem să ne vedem, da? Nu când vrei tu. Astea sunt regulile, ți-am spus de la început. Și când poți tu? Programul încărcat, da? Și de bea seara ne-am văzut. Am și familie, am și alte obligații. Știu, mi-ai spus de la bun început că ai, dar totuși simt că nu mă iubești. Mă îndepărtez de tine. De ce? Nu te îndepărtez. Ba da, asta faci, mă îndepărtez. Trebuie să ai încredere în mine. Ți-am spus de la început, nu vreau să mă repet. Înțelegi odată. Dar tu poți să înțelegi că te iubești și țin foarte mult la tine și că vreau să te văd? Crezi că nu-i convine să stai cu soția ta? Ușor, că ne aude lumea. Nu ne aude nimeni. De ce, nu era nimeni afară? Nu. E prea insistentă. Țin la ea, dar e prea insistentă. Mi-e teamă că o să afle. Nu vreau să-mi părăsesc familia. Să am probleme din cauza ei. Te iubești și țin foarte mult la tine. Și vreau ceva mai mult de la tine. Mai mult ce? Ce mai mult?
Mai multă iubire, mai multă atenție. Ceea ce tu nu mi-o oferi, înțelegi? De ce? Nu-ți ofer, uite acum îți ofer, dar... Hai. Acum? Trebuie să vină clienți. Nu mai sta. Te sun mâine, cred că. Mâine îmi fac... Mâine. Îmi fac timp pentru tine, mâine. De enorm mi-ai spus că mâine. Și mâine, și mâine, și... Nu știu ce se întâmplă. Dar aș vrea să fie împreună cu mine. Chiar îl iubesc. Și îmi doresc o familie cu el. Mi-ești dragă, dar... Nu pot să fac așa cum vrei tu. Vrei prea mult câteodată. Nu cred că cer foarte mult. Ok, eu o să plec și sper să ne vedem mâine seară la cină. Dacă nu în seara asta și mi-aș dori în seara asta. Nu. Cum nu? Seara... E mai greu seara. Trebuie să o să pleci mai devreme. Păi și nu mă duc acasă. Poți pleci mai devreme cu o oră, două? Putem să stăm o oră, două? Da. Măcar atât să merit. Găsesc eu ceva, da? Găsesc eu o variantă, dar trebuie să ai încredere și te caut eu, da? Așa am stabilit. Variante. Nu fi încăpățânată. Simt că este distant, eu înțeleg că este nervos și își face griji pentru familia lui, însă cum necum rămâne? Și eu îl iubesc, și eu țin la el, și eu vreau o familie cu el. Va trebui să iau o decizie. Nu poate să continui așa. Simt că nu mă mai iubești. Nu simți bine. Te iubesc, dar în felul meu. În felul tău? Da, nu pot să arăt totul mereu. Mă ignor. Te ignor pentru că trebuie să ținem discreție. Ana este o femeie drăguță, frumoasă chiar. Țin la ea, dar exagerează. A exagerat mult lucrurile și e posesivă. Mi-e teamă că o să se afle și o să am probleme. Nu renunț la familie. Lasă-mă să le împart eu, cum știu, da? Hai, te rog, nu fi copil. Poți să înțelegi că te iubești și țin foarte mult la tine? Da, mi-ai spus asta, da, știu. Ok. Da, și eu. Crede-mă că și eu. Bine. O să plec, pa. Sper să mă suni, să ne vedem cât de curând. Ai răbdare. Te iubesc, pa. Nu dispera. Peltea lungită se strică. Trebuie să iau o decizie să curm cât mai repede ceva ce îmi poate dăuna pe viitor. Povestea încurcată cu Ana îl întristează pe Cătălin, care, dincolo de atracția pentru amantă, simte că viața lui de familie este afectată, dacă nu, chiar pusă în pericol. Ce faci, tati? Ce ai făcut la școală? Azi am făcut pe caiet. Pe caiet? Ce? Da, am făcut bastonașe. Și ți-a plăcut? Da. Ți-ai făcut iubita, ce ziceai? Hai că am adus ceva să păpăm. Păi după zi... Iar infernală? Adică? Nu știi ca de obicei. Te văd că nu te joci și tu un pic cu ea, nu știu, stai așa... Cine a murit? Hai să mâncăm. Lasă-mă cu zilele infernale. Ce să fac, mamă, că e greu? Mai adun șervețel. Da, copăcel, să aduc un șervețel. Eu ce odihnit ești. Păi și ce vrei mă să fac? Păi eu sunt ca tine? Păi hai, nu ești. Treci, mai lasă n-ai bine telefonul ăla, mai zăpăci cu telefonul, zici că ai făcut contract cu el. Mai am și eu diverse obligații. Hai că stai și șnițel, da, iubita? Să vezi ce bun e. Iar paste, da-ți bune, a? Dar mai lasă telefonul, că suntem la masă, mai zăpăci cu telefonul. Hai, mănâncă liniștit, tocmai. Nu mai pot. Dimineața, seara, mă macină cu întrebări. Sunt doctor. Normal că mă sună lumea. Nu știu ce se întâmplă. În ultimul timp, deja mă face să intru la bănuieli. Nu-i acordă nici măcar un minut fetei lui, deci nu știu. Eu îl înțeleg. E doctor, e situația care e, într-adevăr. E normal, sună oamenii, sună toată lumea. Îl doare, nu-l doare, pe unul, pe altul, dar non-stop. Știu, ai dreptate, dar... Nu zic din răutate, adică tu știi că, na, ai văzut eu când lucram. Când se termina, când terminam cu contabilitatea, terminam, închideam firma, punct, fă-ți telefon pentru clienți, când ai plecat de la cabinet, să mai fie Dumnezeu, ai închis telefonul, pa! Ia uite ce sună. Nu era... Mami, du-te adu și nouă două pahare, te rog, e frumos. Da, de la bucătărie. Da, iubita mea? Era un client, mi-a mulțumit pentru mine. L-am șters. Gata, nu mai sunt. Dar aceeași poveste zi de zi. Dar vezi, are și fata asta nevoie de tine, mă.
Ce să fac, Pipi, dacă avem nevoie de bani? Clienții trebuie să fie mulțumiți, s-a mai spus. Cum, de ce am o aventură? Pic. Cu femeia asta? Maca-maca la creier tot timpul? Nu-i normal? În ziua de azi este o lege a junglei. Sunt pe piața asta, sunt mulți medici, stomatologi. E concurență, ca în orice domeniu. Iar eu trebuie să fiu amabil, drăguț cu ei. Ca să simtă bine. Da, am zis eu ceva? Îți explicam. Și poate unii vă mulțumesc că asta a fost acum. Și alții poate vor să își facă o programare. Și le-am lăsat un timp și de... Și la 8 și la 9 seara își fac programări sau cum? Tocmai stilul e agresiv, care mă zăpăcește de creier, m-a împins să caut o relaxare, m-a trimis în brațele alte femei. Păi dacă are urgență omul acum? Bine, să programăm pentru mâine, dar să fie primul la coadă la dimineață, trebuie să zure mai târziu. Nu mai zic nimic și fac ce vrei și gata. Iartă mă, știu că te iubesc. Da? Asta e legea acum. Crezi că n-aș vrea să stăm mai mult împreună? Înțelegem de un an și cu situația asta. Sună telefonul la orice oră. Durerea de măsea nu știu când te ia. Și cum mănâncă oamenii ăștia nesănătos așa, cine își permite să mănânce bine ca noi? Da. Dar asta costă. Mai zic nimic. Ne-am realizat cu cabinetul făcut de părinții mei. Chiar ne merge foarte bine. Nu zic, el muncește, într-adevăr, bine, îi și place ceea ce face, dar eu cred că avem tot ce ne trebuie. Ești frumos. Iar mai e cu vrăjeală. Hai că m-a spus. Of, Doamne, ce mă fac eu cu tine, bunul meu. Hai, uite, o să mergem într-o vacanță, când s-o mai liniștim. În Grecia? Cam? În Grecia? Simt și o să evadezi. Și îmi place de fătucă aia. Dar această evadare din căminul conjugal spre mrejele unei aventuri are și dezavantaje, mai ales când amanta devine insistentă și vrea mai multe decât la început. Ce a, domnul doctor? Ce cauți aici? Ți-am spus să nu mai vii. Nu te bucur să mă vezi? Ba da, mă bucur, dar pe interior. O stopană a intrat în recepție, m-a luat transpirațiile. I-am spus atâtea ori să nu mai vină. Pur și simplu nu înțelege. Am o surpriză pentru tine. Una mare, mare. Și nu poate aștepta? Nu, pentru că acum am aflat și trebuie să împărțim împreună. N-am timp de asta acum, mă așteaptă un client. Am o veste importantă să-i dau. Este important atât pentru mine, cât și pentru el. Da, închide ochii, vreau să arăt ceva. Hai bine fie ce... Haide. Ia uite! Nu te bucuri? Și nebună, ce-i asta? Nu te duci sarcină. Treci încoace. Da, calmează, stai puțin, ascultă-mă. Șt! Hai încoace. Ce-i asta? Nu te duci sarcină. Te duci sarcină? Da. Mă crezi poros, crezi că eu nu știu ce-i asta? Două liniuțe. E gravidă. Pur și simplu nu vine să crezi ce se întâmplă. Da, o să avem un copil, am rămas însărcinată. Nu o să renunț la el. Așa de ușor o spui? Da, pentru că mi-l doresc. Dar ce-am vorbit noi? Ce-am vorbit? A rămas să te protejezi, nu? Dar este copilul nostru, înțelegi? Nu trebuie să se întâmple asta. Am dat testul de sarcină, i-a căzut fața. Nu mă așteptam la reacția lui. Credeam că mă iubește, că își dorește și el un copil cu mine, o familie. Ana, tu nu înțelegi, îmi faci probleme. Nu renunț la copilul meu. Îl iubesc și îmi doresc. Am 30 de ani, când să fac un copil? Tu nu înțelegi că este ceva foarte grav pentru mine asta. Nu te-ai gândit de la bun început? Ba da, m-am gândit, dar am vrut să ne simțim bine și atât. Te iubesc, țin la tine, dar nu vreau complicații. Eu nu renunț la copilul meu, punct. Dacă vrei, renunț. Dacă nu, nu. Copilul va fi în certificatul de naștere cu o liniuță. Eu nu renunț la sarcină. Nu doresc acest copil. Tu nu-mi dai seama, tu vrei să-mi strici relațiile cu familia și cu tot ce am aici. Părinții, nevestii mi-au făcut totul aici. Nu pot să-mi complic viața așa. Știu cum o să rezolv lucrurile astea, dar trebuie. Risc să-mi pierd și familia și cariera. Și chiar nu-ți dorești acest copil? Nu. Eu mi-l doresc. Și vreau să-l păstrez. Îl iubesc, te iubesc, vreau o familie cu tine. Familie?
Se pare că tu nu chiar nu-mi bagi în cap că am familie și ți-am spus că nu divorțez. A fost o aventură și dacă complici lucrurile, nu e bine. Idiot am putut fi să las lucrurile să ajungă aici. Totul se întâmplă din vina mea. Nu vreau să am probleme în familie. Nu te deranjez. Cum adică nu mă deranjez? Ba, deja m-ai deranjat. A fost vorba să te protejezi și nu te-ai protejat. M-ai mințit? Dar s-a întâmplat! Eu am spus de la început că nu vreau complicații. Vreau copilul să nu mă bage pe mine în asta. Să se descurce. Eu chiar te iubesc, să știi. Da. Imediat. Am un pacient. Da. O să rezolvăm asta. Gândește-te. Ne ajută pe amândoi. Eu nu o să renunț la copilul meu. Eu chiar te iubesc. Mai du-te că-mi treabă. Vorbim de seara. Bine, sper să mă suni. Te iubesc. Trebuie să am grijă de familia mea. Am vrut aventură, dar vreau să închei. Totul a fost o minciună și a bătut joc de mine. Lucrurile nu vor rămâne așa. Vestea că va fi din nou tată l-a bulversat complet pe Cătălin, care acum plătește prețul greu al infidelității, iar singurul lucru la care se poate gândi este că ar putea să își piardă familia. Hai, iubita! Că niște gropi aici. Ușor. Of, Doamne, cum cresc. Mâine, păi mâine aveți cu mașină, a? Hai, da. Îi iei, a? Îi iei? Vedem. Mai vedem, a? Să muncim, să merite, nu? Eu cu Cătălin suntem căsătoriți de mai bine de 10 ani. Consider că avem o familie minunată. Avem o fetiță care o alintăm copăcel. Ca o mama pe ea. De fată mare și deșteaptă. Seamănă cu mine, lasă nu? Lasă să concentreze. Bună! Ce faceți? Bună, dragă, ce-i cu tine? Ce-i cu salut, tine frate, pe aici? Frate, uite, am venit că am nevoie să discut ceva urgent cu fratele. Da? Hai, două secunde. Hai, ca băieți, să vedeți ce zice. Da, dragă, da. Hai să vezi cu aia mică. Hai să discutăm ceva. Hai grijă, tati! Hai, mă, stai liniștit. Aș putea spune că suntem o familie fericită. Și mi-aș dori din tot sufletul să fie mereu așa. Ce faci, mă? L-ai văzut, Pong? Păi ți-am să vorbim 3-4 ochi. Dar ce-o fi cu el pe aici? Hai, tu plimbă-te. Păi aveam nevoie de un sfat. M-am călcat strâmb. Adică? Am înșelat-o pe Dorina, mă. Am avut o aventură. Ce să fac? Am scris și la horoscop că sunt atras de femeie acum. Ce să faci? Normal că l-am chemat pe fratele meu. Ne ajutăm. Am încredere în el. Sunt disperat. Nu știu ce să fac. Ce-a fost în capul tău de ai făcut asta? Mamă, o nebunie. De moment. Și? Păi și ce să... A avut o aventură și... Nevastă mea nu știe, dar... A, deci n-a aflat. Lucrurile sunt mai complicate. Păi n-a aflat că m-am ferit. Mi-a spus și să nu mă sune, dar... Da, mi-a plăcut de aceea. Mă așteptam să fie o aventură, căci fratele meu întotdeauna i-au fost luate mințile după femei. Ce pot să spun? Păi și care e problema atunci? Problema e mai sol că a venit cu un test de sarcină, căci că e gravidă. Cu mine. Ai, mama, ce veste îmi dai. Nu știu ce să fac. Să nu afle nevastă, nu înțeleg ce zic. Dar ce-a fost în capul tău, băi, nene? Și până am protejat, mă, dar nu... Mi-a venit cu teză sarcină, ce pot să zic că... L-am văzut, e gravidă. Dar e sigur că e al tău? Poate s-a ocupat și cu alții, poate nu e al tău. La cât o văd de posesivă și atașată de mine, nu cred. Dar ce-a fost în capul tău? Ți-am spus că îmi place de ea. La asta chiar nu mă așteptam. Îl știam pe fratele meu, un om foarte responsabil, serios, cu capul pe umeri. Nu pot să înțeleg ce a fost în capul lui și cum de-a putut să o comită în halul acesta. Nu s-a gândit deloc la consecințe? A pus plăcerea pe primul loc? Băi, omule, tu om însurat, cu copil... Da, îmi dădea ceva ce Dorina nu-mi dă. Eu știu pe Dorina, că e mai... Pentru un moment dintre ăsta de plăcere poți să suferi toată viața. Realizezi ce ai făcut? Știu, frate. Și cât de gravă este situația? Și de-aia te-am chemat, da, vreau un sfat. Eu stresat acum, nu gândesc limpede. Băi, ascultă la mine. Știi, vreau soluție, e să-i dai 10.000 de lei, să scapi de ea. Că dacă te află Dorina... De unde fac rost de banii ăștia? Cum să fac eu rost de banii ăștia? De la firmă. Păi ți-am spus că de la firmă n-am cum.
Verifică aia tot, e mai rău ca ANAF. Nu știu cum să văd. Da, trebuie să rezolv cumva, că trebuie să aflu. Da, e complicată situația, e foarte complicată. Ce-ați pățit? Ce-ai pățit? Ce-s cu fețele astea? Cine a murit? Ce-ați pățit? N-a murit nimeni. Dar ce-i zici că a picat cerul, bătit? Ce-ai pățit? A... Are și el o problemă. Mi-a rușit. Bă, dar tremuri, ce ai? Ce ai? Hei, alo! Am făcut o prostie mare și am lăsat-o pe una gravidă. Mi-a dus testul de sarcină. Păi asta nu-i prostie mare, asta e ceva bun, e ceva de la Dumnezeu. Gata, vreau foarte să... bine, nu? Vreau să scape asta de... Asta e o bucurie, te văd ca și cum s-a terminat cerul, s-a terminat pământul. Când a venit nevastă asta, trebuia să-l scot din situația asta. Că până la urmă e fratele meu și dacă nu-l scot eu, atunci cine? Eu încă nu sunt pregătit să fiu tată și am alte planuri de viitor. Știu că aveai alte plan, știu, știu. Vreau să-i dau 10.000 de lei ca să facă și restul de bani pentru despăgubiri morale. Să-i dau bani? La asta nu m-am gândit. Să vede că ăștia tineri au idei mai bune. Dar uite ce frumos e cu copilul, uite-te de-a noi. Da, dacă nu are sentimente, da. Poate nu-ți pregătiți. Păi nu, el văd că eu știu oricum că nu. Cumnățico, e viața mea. Alegerea mea. Da, mă, da, și consider că asta e cea mai bună opțiune pentru mine. Copil, dar de la Dumnezeu, dacă a căzut așa acum, na, nu poți să fii și tu responsabil, nu? Dacă nu poate omul, nu duce. Păi și chiar așa trebuie să-i dai bani, așa, nu știu, faci un copil și asta e cu bani, nu înțeleg. Da, cum ați zic, păi... Eu nu știu, dacă mi s-a întâmplat așa ceva, cred că... Eu, sincer, e alegerea ta, bineînțeles, e viața ta, eu nu sunt de acord cu așa ceva, nu știu, mai gândește-te, stai puțin. Totuși. Eu cred că la 28 de ani pe care i-are, ar trebui să devină mai responsabil, dacă nu e. Nu să se spele pe mâini. Dacă tot s-a nimerit să fie așa și să devină tată, eu cred că este ceva de bine. Nu, sunt foarte hotărât să... Păi acum știi cum e la cald? Stai! Înghite, vezi, analizează, mestecă, poate... Nu o lua așa, nu? Dacă... Zic... Așa, nu? Ai dreptate, doamnă, că dacă nu-i pregătiți și nu sunt pregătiți de o relație... Hai să mergem... Să ne liniștim, uite, mergem acasă, fac o cină, ne mai liniștim, mai mestecăm și mai vedem ce se mai poate, cum se mai poate rezolva, zic. Hai să-l ajutăm, nu? Dacă vrea să-l ajutăm. Mulțumesc, cunățică, dar nu este nevoie, decizia a fost deja luată. Ori mă ajuți, ori nu mă ajuți. Despre mine, eu știu că nu sunt de acord cu situația, dar... Dă-i, ce să dă-i dacă... Dacă așa vrea... Nu, eu nu sunt de acord, dar asta e... Dă-i, să vină mâine la cabinet, vină, nu știu, nu... Sincer, mai bine nu mă amestecați pe mine, nu, pe bune. Mai bine nu știu. Trebuie să-l ajutăm, n-avem cum. Nu... Mă depășește situația deja. Eu îl înțeleg pe Cătălin, normal, e fratisul. Vrea să-l ajute, el spune că trebuie să-l ajute. Nu știu, din punctul meu de vedere, eu nu sunt de acord. Dacă ar fi venit la mine, nu i-aș fi dat niciun ban. Mersi, frate. M-a scos. Da, îți dau banii, vii mâine la cabinet, îți dau banii, dar te duci și dai. Da, mă, dar stai liniștit, rezolvi-o, stai liniștit. Ai încredere în mine. Mersi, ne vedem mâine. Hai, salut, numai bine, pa, pa. Îmi pare rău că am mințit, nu stă în firea mea, dar n-am avut încotro. Sper să o rezolvăm, să o scoatem la capăt, să mă duc să-i dau banii fetei și să punem capăt acestei povești. M-a salvat. Fratele meu m-a salvat. Dorin vorbește despre o salvare temporară, având în vedere faptul că Dorina nu a aflat încă nimic. Dar asta nu înseamnă că Ana va accepta ideea propusă de Marius, fratele lui Cătălin. Situația este în continuare fără ieșire. Cătălin nu vrea sub nicio formă să știe de copil, însă Ana vrea categoric să-l păstreze. Cumva, într-un fel, lucrurile trebuie lămurite, iar timpul începe să devină scurt. Nu, iubitule, ce faci? Bine, bine. Uite... Stai jos. Ați să te arăt ceva. Am făcut ecografiile. Ia uite. Are 8 săptămâni. Uite, privește. Îi dă o mânuță. Ochișori. Nu te bucuri? Privește, haide, vino să vezi. Haide, vino. Uite, o mânuță. Haide, vino, apropie-te, te rog. Este copilul nostru. Haide, uită-te. Haide, te rog. Am o singură variantă în momentul ăsta.
Te scap de Ana și de copil. Uite ochișorii, năsucul. Nu te bucuri? Ba da, mă bucur. Hai, că totul o să fie bine. Nu te mai gândi. O să divorțezi și o să fie... De ce nu m-ai ascultat? De ce faci de capul tău? Te-am rugat. Eu nu știu ce vrei. Vreau să păstrez copilul. Este copilul nostru, mi-l doresc. Privește! Al nostru nu e al nostru. Va fi doar al tău. Eu nu pot să recunosc copilul. Îmi faci probleme acasă. Mi-a spus că nu o iubește. Stă cu ea doar pentru copil. M-a mințit oare? Ai rămas la aceeași idee, să înțeleg? Tu chiar nu vrei? Nu, nu divorțez. Trebuie să o faci. Eu nu pot renunța la copilul nostru. Mi-l doresc. Chiar nu pot. Hai, privește! Haide, te rog. Ana, te rog să mă înțelegi. Știu că ți-am spus că nu iubesc, dar... Te complaci în situația asta? Îți place să te complaci în continuare? Tu nu înțelegi că îmi stric și relația cu familia și cu munca. Unde cabinetul ăsta unde lucrez acum este plătit, este proprietar, sunt părinții ei. Ai soției mele, înțelegi? Nu vreau să-mi stric lucrurile astea pentru o aventură. Ți-am spus că a fost o aventură. Mă dă pe mine la o parte pentru un cabinet stomatologic. O fi normal? Eu ți-am spus că nu pot avea o familie cu tine, înțelegi? N-ai vrut să profiți doar de relația de dragoste. Îmi dădeai doar ce nu-mi dădea nevastă, mă. N-ai vrut să profiți de asta. Am vrut să ne iubim și atât. Tu vrei o relație. Nu se poate. Pur și simplu am fost roata lui de rezervă. Când nu putea soția lui, puteam eu. Nu pot. Bine, o să cresc singură copilul atunci. Faci cum vrei, dar eu nu-l recunosc. Nu-mi permit asta. Vrei să-l păstrezi? Rămâne al tău. O să rămână. Iar tu, dacă crezi că este mai ok... Nu, mulțumesc, nu vreau banii. Nu înțeleg ce suflet are. Pur și simplu m-a dezamăgit. Nu am nevoie de bani. Ai nevoie de bani? Nu, nu am nevoie Ana, de bani. Ascultă-mă. Te rog frumos să iați bani, ți-am spus că nu am nevoie. Gândește-te bine. Ai viață înainte. Avem viață înainte. Știu că am fost responsabil amândoi pentru asta. Mi-asum. Am și-o viața mea și nu îmi permit să pierd tot ce am clădit până acum. Eu nu o să-mi risc viața, familia, cariera pentru nicio aventură, pentru nimeni. Am o familie la care nu pot renunța pentru un moft de-al tău. Țin la tine, recunosc, dar devine prea complicat. Nu-mi permit. Te rog. Nu vreau banii. Păstrează copilul. Dar nu ne mai vedem. Să-l păstreze. Eu nu l-am vrut. N-a înțeles și asta e. Eu mă spăl pe mâini de chestia asta. Atitudinea lui Cătălin o dezamăgește pe Ana, care spera la mai multe de la această relație. Însă, până la urmă, acceptă tacit banii. Și de câți bani ai nevoie, mă rog? De 150 de milioane. I-am dat cât am putut, de unde-ți scot atâția? Dacă se prinde nevastă mea. Deci nu vrei să mergi la spital și noi ca oamenii? Păi, nu, că nu vrea să. Da, dar nu-i, nu-i cu el. Păi și ce contează? Ai vrea să ne împrietenim? Păi eu... Să nu vezi că sunt mereu aici cu asta mică, soțul meu muncește... Stresat și la muncă am probleme. Mă frământ că nu știu ce vrea. Și cum? Și tu nu i-ai zis, măi omule, ai un copil? Avem un copil, uite ce frumusețe de copil. Vai, Doamne, nu vine să cred așa ceva. Au trecut 6 luni de la ultima discuție față în față între Cătălin și Ana. Așa cum a și spus, amanta a păstrat copilul și mai are puțin până să nască. În tot acest timp însă a apelat la ajutorul lui Cătălin prin intermediul fratelui său, pe care îl cheamă din nou la o întâlnire. Ce faci, mă? Bună! Văd că nu ai renunțat la sarcină.
Nici nu aveam de gând să fac asta. De ce? Pentru că îmi iubesc copilul și îl iubesc pe fratele tău. Fratele meu mi-a spus exact cum stă situația între voi doi. Nu a fost decât o simplă aventură fără implicare emoțională. Ce nu înțelegi? Din partea lui, dar din partea mea nu. Eu chiar l-am iubit pe fratele tău și îmi doresc să vină lângă mine și lângă copilul lui. Dar văd că el nu are de gând. Nu a știut decât să-mi ofere o sumă de bani. Frate meu, comite și eu trebuie să strâng după el. Așa a fost toată viața noastră. Las că o rezolv eu. Și în capul tău ce a fost? Nu știai că este însurat? Că poți să-i strici o căsnicie? Îi strici viitorul? Are și copil. Ba da, știam. Mi-a promis că o să renunțe și o să divorțeze și o să vină alături de mine. Dar m-a mințit. Fratele tău m-a mințit. Preferam să îmi spun adevărul. Și nu mai ajungeam aici. Ești neserioasă. Ați avut o înțelegere. Frate meu, ți-a dat 10.000 de lei ca să renunți la sarcină. De ce nu ai făcut așa? Cum să renunț la sarcină? Cu acei bani am făcut ecografie, analize. Privește! Îi cumpăr hăinuțe, i-am cumpărat cărucior, i-am mobilat cămăruța, i-am luat pătuți. Cum ce-am făcut cu banii? Și acum de ce, mă rog, ai cerut să ne întâlnim? Ce dorești? Pentru că vreau să vorbești cu fratele tău să mă ajute să nasc. Chiar mă aflu într-o situație foarte urâtă. La muncă nu mai pot să merg. Banii nu primesc foarte mulți. Am nevoie de ajutorul vostru, măcar până nasc. Apoi o să mă descurc singură, știi? Eu l-am chemat pe Marius ca să poată să-mi ofere niște bani. Am nevoie de ajutor. Nu pot să mă descurc singură. Du-te la ei tăi și cere bani. De ce vii la noi? Nu ți-a ajuns? Cu părinții mei nu sunt în relații bune. Știi foarte bine. Chiar nu pot să le cer bani. Nu vor să-mi dea bani. Mi-au spus să mă descurc, cum spui și tu și fratele tău. Voi chiar atât de insensibil sunteți. Este copilul lui și trebuie să aibă grijă de el. Nu este doar copilul meu. Haide, atinge. Este nepotul tău. Atinge. Vezi? Mișcă. Haide, pune mâna. Și de câți bani avea nevoie? De 150 de milioane. Pe bune? Atât de mult? Da, am probleme cu sarcina și trebuie să nasc într-un spital privat. Îmi pare rău pentru Ana. Îmi este foarte milă de ea, dar nu trebuia să se bage în așa ceva. Știu că este foarte greu singură. Bine, hai că o să văd ce o să rezolv. O să iau legătura cu fratele meu și o să te anunț ce am rezolvat. Nu ai să-mi dai niște bani până îmi dă fratele tău să cumpăr aceste hăinuțe? Eram sigur că de asta m-ai chemat. Uite, am să-ți dau niște bani. Aici sunt 1000 de lei. Dar te rog, lasă-ne în pace și nu ne mai deranja. Deși a ținut cât a putut de mult garda sus, Marius a fost impresionat de situația în care se afla Ana. Până la urmă, indiferent ce s-a întâmplat, ea poartă copilul lui Cătălin, care trebuie să știe ce se întâmplă. Hai, salut, frate. Salut, frate. Zi, ce faci? E nevastă acasă? E la baie, spală pe aia mică. Hai, repede, zi. Hai că trebuie să vorbim ceva urgent. Uite care e situația. M-a sunat Ana astăzi și m-am întâlnit cu ea. Are dita mai burtă. E gravidă de 6 luni. Tot mă sâcâie cu poze, mă sâcâia că a trebuit să o blochez peste tot. Mă sâcâia cu poze, de cu burtica, ecografii, cu ce a cumpărat. Normal, costă. Se tot plânge că nu are bani cu ce să întrețină. Nu i-am dat. Da, dar a cheltuit toți banii ăștia. Pentru copil, pentru pătuți, pentru haine. Chiar mi-a trimis poze, mail-uri cu toate acestea. Și ce să fac eu? Am încheiat cu ea. Normal ar trebui să-i spun nevastă mea. Da, cred că e o nebunie. Să cad în genunchi, să cer iertare, să... Dar la cum ea de aprigă, nu cred că m-a iertat. Are probleme cu sarcina și are nevoie de 150 de milioane ca să nască la privat. De la mine? Da, de la tine. Gândește-te că e și responsabilitatea ta. Dar am scăpat de ea. Nu. Cred că mi era devastată astăzi când m-am întâlnit cu ea. Și trebuie să mai pompezi niște bani în ea până se pune și ea pe picioare, că este greu. Glumă, glumă, dar lucrurile s-au încurcat cam mult. Trebuie să fie și tată pentru acest nou copil. Da, sunt eu bogat, nu? Nu, dar gândește că la banii tăi și la meseria ta, 30-40 de milioane pe lună sunt o nimică, adică îți permiți. Ți-a zis să cer bani? Da. Chiar și eu i-am dat astăzi din banii mei 10 milioane.
Mi-a fost milă de ea. Deci am blocat-o eu și te agasează pe tine, nu? Da. Mintea stă numai acolo. La povestea asta. Nu mai pot așa. Să descurce și ea cu ce are. O găsi pe altul, că e fată frumoasă. De ce eu? I-am dat cât am putut, de unde se scot atâția? Dacă se prinde nevastă mea, ne dă afară, pierdem tot. Trebuie să văd cum fac. Pot să mă gândesc, vin o mâine la cabinet și ți-o-i dau, parte, te duci să scăpăm. Eu te știam un om cum se cade. Dar încerc să le îmbin și eu, că nu pot să le fac pe toate. Să mă împac, să mă împac și cu capra și cu varza. Să le... Fata asta chiar te iubește. Dacă era să-ți facă cheie, putea să vină la nevastă, se bate la ușă și să-i spună toată povestea, dar nu a procedat așa. Nu, atâta trebuie. Trebuie să fac un compromis. Decât să afle nevastă mea, mai bine dau banii și gata. Dar tot nu recunosc copilul. Au urmat încă două săptămâni de aparentă liniște în viața lui Cătălin, care încearcă din răsputeri să fie prezent în familie, dar îl putem numi un tată semifuncțional. Copacel, ți-e somn? Nu. Citește tata ceva înainte de culcare? Da. Da? Ia. Vreau să-mi citește asta. Ce, ia, mica sirenă, ia. Ia, ce frumos. Când am plinit 15 ani, mica sirenă a primit un cadou foarte special. Avea să urce pentru prima dată la suprafața apei. Ea locuia în mare. Pe plajă trecea un prinț Chipeș și sirena s-a îndrăgostit de el pe loc. I-au dat un pumnal din partea vrăjitoarei mării ca să-l omoare pe prinț. Tati, cine sună? Nu știu, tati de la muncă. Tati, ce e acolo? Nimic, tati. Niște poze de la... Stai. Cine e bebele ăsta? Mami! Hai, dacă nu-i nimic, că dăm coace. Mami! Da, mami, ce? Cine e mai... bebelușul ăsta frumos? Ia. Nu știu, la tati pe telefon, nu? Da, e... De e chiar frumos. Pur și simplu nu știu ce să zic. Sunt tată, am un băiețel. N-au născut? Cine mai e și ăsta mic? Sunt... e... Frate, mi-e, nu știi că problema aia cu... Da... A născut? Da, a născut... Deci față. Până la urmă a născut, a lăsat copilul și a născut? La ținut, da. Mamă, dar e foarte frumos! Nu înțeleg pe Cătălin de ce se comportă oarecum ciudat. Eu chiar mă bucur, deci el e, parcă nu se bucură, nu știu, până la urmă e nepotul lui. Minciunea asta a ajuns mult prea departe. Hai să mergem la spital. Nu, nu e cazul. Băi, e super frumos! Doamne, ți-am zis eu, mă, că e o binecuvântare în copilaș. Uite cât e de frumos! Oh, prima născut! Hai, ne îmbrăcăm, îi luăm ceva, îi luăm ceva! Când un copil vine până pregătite și nu-i dorit, adică nu prea te poți bucura. Fata asta nu-i cu el. Păi cum nu-i cu el? Păi nu știi că a vrut să... Păi dacă a lăsat copilul, gata, e de... E, nu? Hai ca să ne-și asume acum, gata, nu? Păi, nu, nu. Păi uite-te, mă, ce aici, uite ce bijuterie, uite, uite. Tu nu înțelegi că nu vrea să știe, ea mi-a trimis... A, ți-a trimis doar ție asta? Arată ca o păpușică care doarme în păturică. Oh, Doamne, ce drăguț. Deci nu vrei să mergi la spital și noi ca oamenii? Păi, frate, nu vrea să... Păi da, dar nu-i, el nu-i cu ea. Păi și ce contează? Sunt super fericită. Am un nepoțel. Până la urmă, Marius o să-și dea seama. Un băiețel, un copil, e o binecuvântare. E un dar de la Dumnezeu, e un suflet. Mama, pot să-l numesc eu, să-l cheme cum vreau eu? Cum? Lasă-l cheme... Cum să-l cheme? Fluturaș. Păi, mami, e copilașul un unchiu, el să-l spună cum vrea el, nu? N-ai cum să-l... Fluturaș nu este un nume. E... Fluturaș, copăcel, bubulină? Copăcel e de fetiță, e băiat, are băiat. A, e băiețel, da, e băiețel. Băiețel, nici da. Nu se vede ce e fetiță, băiat, e așa de dulce și micuță. Așa sunt când sunt mici. Îmi vine să cred. I-a făcut părerea. Nu am vorbit nimic de chestia asta, deci deja... Nici eu n-am știut, am crezut că s-a rezolvat. Da, știu, poate e greu acum la început, încă el e tânăr.
dar eu cred că totul o să se aranjeze. Totul o să vină de la sine. Nu lasă Dumnezeu pe nimeni așa, oricum. Și mai ales când e vorba de un suflet nevinovat. Deci să... nu mergem. Nu, eu zic să păstrăm secretul și să avem încredere. Mă, dacă e dorința lui, eu ți-am zis, eu știi că nu sunt de acord. Eu cred că din contră. Hai că e târziu, da. Nu mai e. Da, mă, hai. Hai la culcare, vino și tu, nu mai stai. Ce citea aici cu tătii? Aici citea sirena, siren și aici am rămas. Oh, sirenita mea. Mama, da? Auzi, îmi place mie un frățior? Oh! Oh, Doamne, un frățior! Îți face mama 10 frățiori! Îți face mama... toată lumea să te pune la picioare! Cât vreau eu? Iubita mea! Cum eu vreau 12! 12? Au trecut câteva luni de când Ana a născut și lucrurile sunt sub un relativ control. Cătălin și Marius o ajută din când în când pe Ana cu bani, iar Ana plimbă zilnic copilul prin parcul în care ies și soția și fiica lui Cătălin. Să fie oare o întâmplare? Ia, vină încoace, să vină doamna cu bebe. Doamna cu bebe. Hai. Hai, mami. Ia să vedem cât e ceasul. Mamă, nu ți-e foame acum, nu? Mai stăm un pic, nu? Da. Și așa ce facem acasă, nu? Hai, copăcel, să mergem să ne întâlnim și cu tăticu și să vedem dacă mai e și copiii ceilalți. Așa. Ia coarda. Ciu-ciu! Hai, copăcel! Of, Doamne, of! După un an și câteva luni de la naștere, Ana își menține în continuare promisiunea. Nu îl deranjează foarte mult pe Cătălin. Discreția este răsplătită de Cătălin cu un ajutor financiar atunci când îi este solicitat. Unul firesc până la urmă. Mami, ia uite, hai să facem o poză pentru tati. Să vadă tati cât a crescut băiatul. Zâmbește, mami, așa cu eu. Ce băiat frumos! Bravo, mami, da, mami. Of, iubirea, nu, mami? Ops. Hai, mami, Luca. Hai, dă-i pași, dă-i pași. Așa, mami, haide. Vai, ce băiat frumos! Te iubește, mami, tu îți zâmbește, mami. Când am spus că Ana nu îl deranjează foarte mult pe Cătălin, ne refeream la faptul că doar din când în când fosta amantă obișnuiește să-i trimită poze cu copilul. De ce oare? Lunile trec una după alta și apele parcă s-au liniștit. Însă ce surprinde cu adevărat este coincidența frecventă cu care Ana și băiatul ei se întâlnesc cu soția și fiica lui Cătălin. Hai, Vida! Apa! Joacă, mami! Mingiuța! Am recuperat mingea! Vrei să te joci? Am recuperat! Apa, așa! Copii, hai să nu-l lovim copilașul! Bună! Vrei să joci și tu? Bună! Uite ce copilaș frumos! Uite ce copilaș frumos avem aici! Bună! Bună, iubita! Bună! E băiețelul tău? Da, este băiețelul meu! Ce frumos el e! Doamne! Cum îl cheamă? Luca! Și câți ani are? Un an și o jumate! O, să-ți trăiască, dragă! Ana Maria mă numesc! Dorina! Încântată, încântată! Dar parcă te-am mai văzut pe aici! Da, vin destul de des cu băiețelul. Te-am mai văzut cu brunetă, cu părul lung, nu știu, da. Tu cum arăți. Mulțumesc. Imediat ești de recunoscut, iubita. De un an jumate tot vin în acest parc cu copilul meu, cu speranța că poate voi avea curajul să-i spun adevărul soției lui. Fii drăguță, hai să-mi dai puțină apă pentru bebe. Am plecat în grabă și am uitat să iau apă. Stai liniștită, că uite cum plec. Cu bicicleta, cu mingea, cu coarda, cu păpușile. Eu sunt mereu... E fetița ta? Da. Să-ți trăiască. Să rămână. E frumoasă foc. Mulțumesc la fel. Luca! Hai, dă-i, mami, dă-i să dă. O văd tot timpul cu fetița în parc. Nu cred că are probleme cu Cătălin. Mă, dar ce merge el, ce face el? Da, are dar foarte multă energie. Dar cu cine că parcă nu seamănă așa cu tine? Eu este o poveste mai tristă sau... în spate. Și... Păi ce pop? S-a întâmplat ceva sau cum?
Am făcut un copil împreună cu un bărbat care m-a mințit foarte mult. Mi-a promis câte lune și stele, da. Și cum? Adică tatălui? Exact, a dispărut. Pur și simplu. Da, m-a lăsat cu un copil. Hai mă, nu-mi spune așa ceva. Uite, mi s-a ridicat părul pe mine, deci, pe bune? Da. Vai, săraca, și câți ani ai? Nu te supăra pe mine că te întreb. 30 de ani. Tu ești tânără, mă, ești frumoasă, dar cum arăți, cum adică? Da. Păi și cum, și tu nu i-ai zis, măi, omule, ai un copil? Avem un copil, uite ce frumusețe de copil, vai, Doamne, nu vine să cred așa ceva. Milă de ea, tânără, frumoasă, copilașul ăsta. Nu știu, mă gândesc numai la cumnată meu. Ce suflet o a fi avut el să-și părăsească copilul? Acum, scuze-mă că mă bag, acum știi cum e. Și noi ca femeile în part, zic, cel puțin a fost lângă tine pe perioada sarcinii? Nu, nici n-a vrut să audă despre sarcina mea. Păi și dat. Cum așa, cum? Și tu cum ai căzut în plasa asta? Păi mi-a spus că o să căsătească cu mine, o să divorțeze, mi-a spus. A, el e însurat? Da, mi-a spus păi că o să divorțeze. Păi și ai căutat însurat? Am tot sperat că o să, ușor, ușor, o să renunțe la ea, așa mi-a promis. Da, vezi că nu e bine când te bași peste cineva însurat, nu prea e bine, că, adică, scuză-mă că mă bag, știi că eu nu sunt genul de femeie care mă bag, da. Și, dar mă gândesc că eu dacă mă uit la un însurat, ce pot să sper la un însurat? Știi cum sunt bărbații? Mă, bărbații vorbesc prea mult. E greu pentru o femeie și mai ales singură, de dimineața până seara cu el. Crește-l, educă-l, spală-l, îngrijește-l. Mi-a promis că o să divorțeze, că o să fie alături de mine, dar când a aflat că am rămas însărcinată, aia a dispărut, pur și simplu. Mi-a oferit și invers, bani. Invers. Când a aflat că ești însărcinată, să facă ceva, să reacționeze într-un fel, să... Nu? Da, nu i-a păsat. Doamne, ce bărbat! Și al meu, mama, al meu iubește copii, al meu știi cum e? Iubește copii, ar vrea, cred că, 10 copii. Stă pe limbă să-i spună adevărul. Dar nu pot. Trebuie să mai fac rost de bani. Ai vrea să ne împrietenim? Păi eu... Să nu vezi că sunt mereu aici cu asta mică, soțul meu muncește aproape toată ziua. Și în weekend, dragă, mai are clienți. Eu nu știu ce... Da, ce să faci? Asta e viața. Îi și place. Are vocații, îi place meseria asta de doctor, îi place. Am înțeles. Ai dorit să facem o poză? Da, da. Și cu copii, dacă vrei. Da, sigur. Vrei? Da, chiar mi-a face plăcere. Hai! Hai să facem o poză! Vine, Vita, copăcele, să facem o poză împreună! Ia, stai! Și cu ăsta mic? Da, sigur! Cum ziceai că îl cheamă? Luca, nu? Luca! Hai! Uite-te acolo! Mă, frumoasule, Luca. Mă! Din câte am observat, este o femeie foarte fericită, împlinită chiar. Vorbește cam mult, dar este ok, e prietenoasă, e drăguță chiar. Să mi-o trimiți și mie? Îți dau numărul și să mi-o trimiți? Da, sigur, sigur! E ok? Hai că el vrea în leagăn, drag. Hai dă-l mă copăcel, mă. Dă-l mă păpușa asta în leagăn, mă. Mă păpușică, mă. Până la urmă, cum? E bine să-ți faci prieteni. Chiar de orice vârstă, nu se știe niciodată. De ce ai nevoie, cum ai nevoie. Această împrietenire este un act premeditat. Ana știe că Dorina este soția lui Cătălin. Ce urmărește oare mai exact Ana? De aproape 2 ani de când e povestea aceasta cu copilul, Cătălin nu mai are liniște și trăiește într-o permanentă teamă că adevărul va ieși la iveală. În plus, Ana a început să ceară din ce în ce mai mulți bani. Singurul care știe situația și care poate să-i dea un sfat este Marius. Salut! Ha, și comandă. Salut, fratele meu! Ce faci? Stai jos, te ridică! De la muncă, am terminat și eu. Am să spun ceva. Ia zici, arde! E groasă situația. Ce? Trebuie să-ți arăt ceva. Nevastă cu Ana sunt în parc. Copiii se plimbă împreună. Secret. Un client secret că a fost premeditat. Cum s-a putut asta? Cum s-au întâlnit? Întâmplător sau? Nu știu. Ascultă la mine. Tipa asta te-a văzut că ești înstărit și vrea să te facă de bani. Ai băgat bani în ea la naștere, la botez, pentru pătuți, haine pentru copilași, asta vrea să te facă de bani. Nu mai merge să stai în minciună. Nu rezolvi nimic așa. Cel mai bine este să te duci la nevastă ta și să-i spui adevărul. Este mult mai bine să afli decât la tine, decât de la un străin. Ascultă bine ce zic. Este soluția cea mai bună. E demențial ce spui tu, dar nu pot să fac asta. Trebuie să faci, crede-mă, nu poți trăi în minciună, ai trăit 2 ani în minciună, ai ascuns atâtea lucruri.
ne-a stors de atâția bani. Nu putem să continuăm în felul acesta. Trebuie să punem capăt. Trebuie să dau cărțile pe față. Nu pot să las pe fratele meu la greu să-și distrugă căsnicia din cauza asta. Nu a vrut decât să te stoarcă de bani. Ți-a făcut copilul ăla și te-a șantajat cu asta ca să te facă de bani. Asta a fost singura chestie pe care a avut-o în cap. Ai putere financiară. A știut unde să lovească. Știi cât a trecut de la început, primii bani pe care i-am dat. Dar atunci nu mai am liniște. Uite, știu, am slăbit. Doar 5 kg. Se vede, ai slăbit? Da, nu mai am stresat și la muncă am probleme. Pentru că mă frământ. Mă frământ că nu știu ce vrea. Nu o să-i mai dau bani, e clar, dar... Voi, dar nu mă așteptam. Nu l-ai iubit niciodată pe frate meu. Frate meu a fost doar pușculița ei de bani. Ce vrea cu nevastă mea? Nu, eu cred că s-au întâlnit întâmplător, numai că dacă îi spune ceva. De asta ți-am și spus. Cel mai bine este să te duci să dai cărțile pe față, să-i spui adevărul. E cel mai bine să afle de la tine. Mai poate exista o șansă de a salva căsnicia. Altfel se poate ajunge la divorț și la altele mai rele. Tu îți dai seama dacă află nevasta? Divorț! Te dă soctul tău afară din casă, rămâi fără cabinet, fără nimic. Te ruinezi total, ajungi pe străzi, boschetar. Îndita mai omul cu viitor. Pentru o asemenea greșeală. Să zic că am înșelat-o pe nevastă? Îi spui că ai avut un moment de rătăcire, că ai comis-o și că nu o să se mai întâmple și îți asumi ca un bărbat adevărat ce ești. Și copilul? Ce fac eu? Gata! Nu mai recunoști, nu-i al tău. Probabil că e o variantă mai bună decât să aștept să afle de la ea, da. E cea mai bună soluție, ai încredere în mine. Întotdeauna ți-am vrut binele și... Ascultă bine ce spun. Asta e cea mai bună variantă. Știu, frate, mersi. Zarurile au fost aruncate. Altă soluție nu am. Trebuie să-i spun nevestii mei. Bună, Ana, ce faci? Iau bine, în oraș la cafea. Ești în parc cu copilul? Da? Bine, hai că o să ajung și eu imediat. Bine, hai, pa, pa. Până la urmă, Marius i-a dat cel mai bun sfat lui Cătălin, care după atâta frământare își face curaj să spună adevărul. V-am chemat ca să vă spun ceva care mă apasă. Nu mai pot să trăiesc așa. Doamne, dă-ne și sperii! Cum? De ce s-a întâmplat? Să vă spun, oricât de greu pare, dar adevărul trebuie să-l înfrunt. Altă cale nu ai, omule. Păi spune ce s-a întâmplat. Ce ai pățit? Ai făcut accident? Ai făcut ceva? Ce ai pățit? Nu, e mult de spus, vreau să iau ușor, că nu mi-e ușor. Păi spune mai, omule, că ne bagi pe vieți. Ai probleme cu cabinetul? Ce s-a întâmplat? Dorina, ne-am iubit mult înainte și... Poftim? Avem o familie bună, frumoasă. Foarte frumoasă, da. Copilul e bine și îl iubesc. Mă, ești bolnav? Ce-ai pățit? Spune-ne ce probleme ai. Ce se întâmplă? Mi-e greu. Ai încredere în soțul tău că va avea curajul să-ți spună adevărul. N-am mai dormit bine. Ai văzut poate că nu n-am mai fost ca înainte. Da, te-am văzut. Nu știu dacă... Mă rog, ei i-am spus că... Na, e soar mea. Te-am văzut distant, te-am văzut stresat, știi că ți-am și spus, nu știu ce se întâmplă cu el. Noaptea, acum. În general, oamenii au genul acesta de comportament atunci când ascund ceva. Da, dar el când motiva că... apasă conștiința. Ce se întâmplă? S-a întâmplat mai de mult, da. Ce s-a întâmplat? Mă sperii. Noi ne-am iubit și te iubesc, știi asta. Poate am fost mai și distant din cauza... Da. Sau cum? Dar... Ne-am iubit. Ne-am iubit tot timpul, dar și de la muncă și ea n-a mai avut liniștea așa ca înainte, o relație. Dar nu asta e problema. E greu să spui adevărul, nu? Despre ce adevăr este vorba? Iartă-mă. Iartă-mă ce? Iartă-mă ce, că deja mă fac să cred că... Ce iartă-mă? Te-am înșelat. Poftim? Nu știu cum s-a întâmplat. Cum adică m-ai înșelat? Cum adică îmi spui așa? Te-am înșelat! Există vreo altă cale cum prin adică care m-ai să vă înșelat? Poată cum? Spune acest adevăr? Nu există, din păcate. Și vă admir curajul, să știți.
deși vine la mult timp după ce fapta a fost comisă. Cum la mult timp? Te rog frumos! Vă rog din suflet! Și ceva mă face să cred că dacă nu erați oarecum constrâns de împrejurări... Ce împrejurări? Deci m-ai înșelat? Deci m-ai înșelat, da? Da. Oricum bănuiam ceva. Deci sufletul meu... Eu sunt femeie, deci eu nu sunt o proastă. Oricum, eu sunt... Eu... Nu pot să cred că ai făcut asta surorii mele. Când mă gândesc acum, nu știu cum s-a întâmplat. De ce am făcut-o? La vremea respectivă. A fost o... Cum adică cum s-a întâmplat? Aveai o familie, Doamne, un servici, copil, tot ce-ți trebuia, cabinetul. A fost vorba de o pacientă care m-a... m-a tras și n-am mai rezistat. Cu o pacientă? Cum cu o pacientă? Dar ce ți-am, cu ce ți-am, ce nu ți-am dat eu? Ce ai găsit la o pacientă și la... Ce ți-a lipsit? Că mereu m-am pus pe locul 2 și mereu am fost aici, nu știam ce să mai fac. De dimineață până seara știu, într-adevăr, tu ai muncit, știu, eu am mânuit ceva, sincer vă spun. Eu... Doamne! E vina mea. Eu am greșit. Am fost slab, eu. Pur și simplu, nu știu. Când s-a întâmplat? Cu vreo 2 ani. Poftim? 2 ani? Cum 2 ani? Și 2 ani de zile ți-ai bătut joc de mine? Deci ți-ai bătut joc de mine și ți-ai bătut joc de casa ta și de copilașul tău? Nu m-a bucurat să spun. 2 ani de zile să-ți faci curaj. Am fost curaj și bine să ascultați toată povestea. Deci 2 ani de zile și eu ce asta sunt... dacă domnul doctor... Deci eu sunt jucărie aici, 2 ani de zile și a bătut joc de mine, ce să mai ascult? Doamna, regret profund. Tot, nu? Regret profund. 2 ani de zile deja, ce să mai... Ce? Nu mai... Trebuie nu să mai aflați, nimic de spus. Trebuie să aflați toată povestea. Soțul dumneavoastră a crezut că dacă are banii, poate rezolva multe lucruri. Ce bani? Dar povestea s-a complicat nițel pe parcurs. Ce bani, Cătălin? Ce bani? Dacă ai putea să mă ierți. Eu te-aș ierta, dar ce motive, ce îmi dai tu ca să te iert? Cum? Ce? Că eu nu te... Nu, deci exact, nu înțeleg nimic. Mai nu bine știu spuneți cum soției dumneavoastră ce înțelegere ați avut cu Ana. Amanta, nu Ana asta care e cine de la cabinet, pacientă, nu știu cum. Pentru că amanta soțului dumneavoastră a știut de la bun început că el este căsătorit, că are un copil și a acceptat. Ai avut tot. Vreau să-l asculți până la capăt pe soțul nu tău. Nu m-am descurcat că... nimic. Nu, deci nici nu mai vreau să-l văd. Nu știu. Te rog. De ce nu mi-ai spus acum 2 ani? Da, am călcat strâmb, am făcut. Eu știu cum sunt bărbații, ceea într-adevăr. Ceea ce a început pentru soțul dumneavoastră ca o aventură s-a transformat ulterior într-un coșmar. Am fost un laș, dar m-a atras, m-a păcălit, a fost la... Acum regret, dar atunci n-am știut ce să fac. Până la urmă, această femeie ce are în plus față de soția dumneavoastră? Asta întreb și eu și chiar nu știu unde... Am fost orb atunci. Ce are în plus? Spune-ne! Sora mea e plină de calități. Nu știu, m-a vrăjit, m-a luat capul, abar n-am. Cu ce? Explică-ne! Cu ce? Cum ai putut? 2 ani de zile să ne ascunzi așa ceva? Da, pentru că mi-a fost frică și acum n-am mai rezistat. Nu, se poate așa ceva. M-am obosit, m-am stresat. Auzi? Ce-s cu fazele astea? Ia vină tu încoace. Mai ușor că doarme Luca. Și sora ta i-a trântit un copil fratelui meu. Cum adică i-a trântit? Adică Ana făcut... nu a fost niciodată gravidă. Copilul meu are nevoie de un tată. Și tu ți-ai ales calea asta. Tu ți-ai dorit un copil. Trebuie să suporți consecințele acum. Și tu ți-ai bătut joc de mine și eu te compătimeam și făceam aolea, hai să mergem la spital, a născut, da? Și făceai manevră că e copilul tău, că e copilul lui, că e copilul tău, ce credeți că sunt eu aici? Fratele meu e la un pas de divorț. Este prins între ciocan și nicovală. Mai ai ceva de spus? Spune că te... Deci îți dai seama că îți pierzi și cabinet, îți pierzi și tot. Deci tu spun eu că te duci și la tine acolo de unde ești. Deci nu știu ce s-a întâmplat, nu știu, chiar nu se poate, nu se poate așa ceva, nu am făcut nimic greșit, nu am făcut nimic. Nu, de ce mi se întâmplă mie, de ce, de ce, ce am făcut eu? Iartă-mă, ce pot să mai spun acum? Nu, poate dacă te-aș ierta, să știi,
Să știi, Cătălin, că ar fi doar și doar și doar pentru aia mică, atât. Să știi, ascultă-mă ce spun. Ascultă-mă ce spun, ți-ai bătut joc de noi, nu te-ai gândit la nimic. Dar de ce îi spuneți acum adevărul? De ce? 2 ani de zile? Pentru că totuși... De ce? Ne-am mai suportat și... Ce să nu suport? Ce să nu mai suporți? Mai ceva. Mendrele care ți le făceai cu ea? Pe la cabinetul părinților noștri sau cum? Sau pe unde? Unde te duceai? Unde te duceai? Unde? Ce făceai? Spune acum dacă tot ai dat cărțile pe față. Da. Un hotel de da, 3 ori. Bine, mă rog, nu mai, nu, nici nu mai vreau să aud. Nu vreau să mai aud, nu, deci nu mai vreau să spună nimic. Doamna, adevărul este, adevărul este că și această femeie a văzut în soțul dumneavoastră o pradă, o victimă. Da, mă rog, nu mă interesează, deci nu, i-a găsit punctul slab. Știa că un medic stomatolog câștigă foarte bine. Normal. Cine știe ce pițic poam copii? N-ați fi vrut să vedeți cum venea la cabinet? Dar asta nu asta v-a atras vulgaritatea ei? Faptul că venea cu sânii pe afară, decoltată, toată? Dacă... Sunt prost! Ți-ai dorit o femeie vulgară, de ce ai luat-o pe ea de soție? Femeie de casă, nu, care și-a dorit o familie, rătăcire, înțelegeți că a fost o rătăcire. Rătăcire? De 2 ani rătăcire? Dacă ai înțelege ce-i în sufletul meu... Dar dacă ai înțelege tu ce-i în sufletul meu? Tot ce știu e că te iubești și că datorită ei, de fapt, am înțeles ce importantă ești pentru mine. După 2 ani de zile ai înțeles? Da, m-am spus mai devreme, ce să mai spun? Atât de fericit ai fost 2 ani de zile să nu vii să ne spui adevărul. Noi care te-am susținut adevărul de fiecare dată. Adevărul este că cumnatului dumneavoastră nu i-a fost prea bine. Ce ne mai ascunzi? După care a început coșmarul. Ce ne mai ascunzi? Spune-ne! Implicat încă de la început în această poveste, Marius decide că e momentul să rezolve măcar o parte din probleme, și anume pretențiile financiare din ce în ce mai mari ale Anei, aflate la limita șantajului. Auzi? Ce-s cu fazele astea? Ia vină tu încoace! Mai ușor că doarme Luca! Nu te-ai săturat să ne storci de bani? Nu ți-e rușine chiar deloc? Ne storci de bani pe mine și pe fratele meu. Ți-a dat 100 de milioane. Ți-a dat 150 pentru naștere, ți-a mai dat încă 100 de milioane, ți-a mai dat și eu 5 milioane, 6 milioane, 10 milioane, dar nu te gândești puțin la mine, Dumnezeu să produce mătrea bani să-ți dă în ție. Ce e în capul tău, măi, fetiță? De unde până unde te întâlnești tu cu cumnatea mea? Ce vrei să-mi demonstrezi? Ce e în capul tău? Nu ți-a fost de ajuns că-ți bani ți-am dat? Vrei să-i distrugi căsnicia? Scrie prost pe fața mea sau ce? Pur și simplu m-am întâlnit cu ea în par, nici măcar nu știam că este soția lui Cătălin. Dar tu m-am mins pe mine pe față? Adică îmi trimiți poze? Chiar așa mă iei de fraier, mă crezi ultimul prost? Pentru ce l-ai făcut pe Luca, pe copilul acela? Pentru bani? Ne-am săturat până peste cap. Poți să înțelegi că acest copil l-am făcut cu fratele tău și mi l-am dorit? Am ieșit cu el în parc, nici măcar nu știam că e soția lui. Poți să înțelegi? Aveam nevoie de bani, acest copil nu puteam să-l cresc cu aer. Și ți-am dat atâția bani. Ți-am dat 500 de miliarde. Ce vrei mai mult de la viață? Cât vrei să-ți mai dăm bani? Cât vrei să ne mai jupăi de bani? Nu ți ajung atâția bani? Ce e în capul tău? Pentru că l-am rupt pe fratele tău. Iar el m-a ignorat atâta timp. Tu nu l-ai vrut pe fratele meu, tu ai vrut banii lui și doar atâta. Atât te interese pe tine. Totul a fost din interes material. Ai văzut că e potent financiar și ai zis, hai că poate îl sol pe fraier și mă fac de bani și să o duc bine pe spatele lui. E frumos așa ceva? Nerușinat-o. Poți să înțelegi că eu îl iubesc pe fratele tău și că îl vreau lângă mine? Poți să înțelegi? Nu, tu nu îl iubești. Tu vrei numai să ne stoși de bani și m-am săturat de chestiile astea. Nu este adevărat. Chiar îl iubesc și îl vreau lângă mine. Copilul meu are nevoie de un tată. Și tu ți-ai ales calea asta. Tu ți-ai dorit un copil. Trebuie să suporți consecințele acum. Comportă-te ca atare. Ce faci, sora mea? Sorta? Da. Ce se întâmplă? A trântit un copil cu fratele meu. Poftim? Da, și tot ne stoarce de bani. I-am dat 100 de milioane în prima fază, pe urmă încă 150 de milioane pentru naștere, pe urmă i-am mai dat încă 100 de milioane, m-am mai întâlnit și eu că i-am mai dat 5 milioane, 10 milioane, 20 de milioane, deci m-am săturat până peste cap. Am și o familie, am și o de întreținut familia mea. Ce face sorta asta? Ce e în capul ei? Nu are niciun pic de educație? Stai un pic. Care copil? Care? Luca! Păi nu, cred că e o neînțelegere, pentru că Luca este copilul meu. Ce ai zis? Da, este băiețelul meu. Și Ana a avut grijă de el cât eu am avut niște probleme. Sorma, hai să-ți explic acasă. Nu vreau. Nu, Ana, nu vreau. Ana, nu vreau. Vreau să lămuresc cu omul ăsta tot. O să pleci și o să mă lași așa. Stai, fă-mă să înțeleg. Luca este copilul tău? Da, Luca este băiețelul meu. Păi și atunci pozele acestea? Uite, poză cu el de la o lună, de la naștere,
de la 2 luni, de la 5 luni, de la 1 an. Da, astea sunt poze pe care eu le-am trimis Anei. Cum e posibil așa ceva? Da, stai, stai că eu nu înțeleg. Te rog să-mi explici ce s-a întâmplat, că nu înțeleg nimic. E foarte greu. Imaginează-ți pentru mine cât e de greu. Ce s-a întâmplat? Fratele meu este doctor stomatolog. Deci este potent financiar. Am înțeles. Sora ta i-a fost pacientă și la un moment dat s-a cuplat. Și sora ta i-a trântit un copil fratelui meu. Cum adică i-a trântit? Adică Ana nu a fost niciodată gravidă. Atunci s-a prefăcut că i-a trântit un copil ca să ne soarcă pe noi de bani. Întrucât fratele meu este căsătorit și are și copil. Și el nu și-a dorit niciodată sarcina asta. Și i-a dat bani, foarte mulți, 100 de milioane, 200, 300, s-a ajuns la jumătate de miliard, întrucât nu și-a dorit această sarcină. Și sora ta și-a dorit să ne jupoaie de bani, pe mine și pe fratele meu. Și ne-a jucat pe degete. Asta a făcut sora ta. Păi nu înțeleg, și fratele tău nu a observat că ea nu e însărcinată cu adevărat? Sau cum? Ce s-a întâmplat? Cum să nu a fost? Nu a văzut-o 9 luni de zile. M-am întâlnit cu sora ta în magazin, cred că era gravidă 9 luni, avea dita mai burta. Cum adică să nu fie însărcinată? Când eu am văzut-o cu dita mai burta. Deci nu pot să-mi explic, nu pot să-mi explic. Ecografiile alea, cui le-a trimis? Alea sunt ecografiile mele. Da, le-a trimis tot. Meu. Eu i-le-am trimis ei. Și eu care am crezut că copilul meu e pe mâini bune. Nu pot să cred. A fost de la bun început doar pentru interes material. Soția fratelui tău știe de toată situația asta? Nu, nu știe. Și nu i-a spus nimeni? Nu, dar sora ta între timp s-a întâlnit cu cumnata mea în parc și au avut o conversație. Tind să înțeleg că vrea să-i facă cash și să-i spună cumnatei mele adevărul. Și tu de unde știi chestia asta? Pentru că mi-a trimis poză pe telefon. Uite, sora mea Ana ți-a trimis da, poză? Da, sora ta mi-a trimis poză pe telefon. Uite, asta e soția fratelui meu, ăsta e Luca și asta e sora ta. Nu cred, deci nu cred. Deci nu... Uite-te și tu. Negru pe alb. Îți mai trebuie mai multe dovezi de atâta? Ca să vezi ce sora ai? Ți se pare frumos și normal ce a făcut sora ta? Nu știu ce a fost în mintea ei. Ana, nu e așa. Eu am crezut că tot ce face, face să mă ajute. Nici de cum nu-mi trecea prin gând că vrea să șantajeze pe cineva. Și fratele tău, dacă a fost însurat și este însurat, ce a căutat să se vadă cu ea? Ce au căutat să aibă o relație? Știi cum sunt bărbați. A fost o simplă atracție, a avut un moment de rătăcire și de ei s-a născut copilul. Păi tu asta nu înțelegi, copilul nu este al ei, este al meu. Tocmai acum am aflat lucrurile acestea. Deci sora ta, tot păi timpul ăsta, ne-a jucat pe degete ca să obțină un interes material de la noi. Deci, sorta l-a făcut și pe frate meu, și pe mine, și pe tine. Pe toți trei ne-a înșelat și ne-a jucat pe degete ca să-și obțină interesele ei. O grămadă de bani. Înseamnă că banii ăia pe care mi-a mai trimis mie proveneau de la voi? Da. Din partea noastră. Am să încerc să vorbesc și cu ea. Nu știu, să văd ce a fost în mintea ei, să-mi dau seama de ce a făcut lucrurile astea. Pentru că n-am ascultat decât varianta ta. Nu știu, eu pe Ana nu știu așa și mi-e greu, mi-e foarte greu. Trebuie să o rezolvăm, trebuie să dăm cărțile pe față, trebuie să-i spun lui fratele meu situația și cu asta basta. Fratele meu e la un pas de divorț. Este prins între ciocan și nicovală. Între copilul lui și copilul lui real. Ok. Ne calmăm, nu e cazul să divorțeze. Eu sunt dispusă să vin oricând, să vorbesc cu el, cu soția, cu oricine, dar nu înainte să vorbesc cu Ana. Cred că așa e cel mai bine să procedăm. Să ne întâlnim cu toții și să dăm cărțile pe față. O adevărată lovitură de teatru. Ana a vrut doar să stoarcă bani de la Cătălin. Atât și nimic mai mult. Iar Cătălin este pe punctul în care vrea să-și pună cenușă în cap și pentru acest presupus copil făcut cu amanta. Ce coșmar! Nu ați observat în ultima perioadă că soțul dumneavoastră este mai tot timpul ca pe ace? Da, am observat, dar era stresat de la că muncă. Se ferește foarte da, tare de fiecare dată când îi sună telefonul. Da. Da, am observat da. Și eu asta eu într-o vizită. Chiar am spus, Cristine, ea știe că ți-am spus. Pentru că el i-a impus amantei niște reguli. Nu mă sun niciodată în weekend, nu mă deranjeze acasă, știi foarte bine că am soție, copil, nu-mi trimiți poze, nu nimic. Așa, Cătălin? Este adevărat? Dar asta nu e tot. Cum nu e tot? Dar la un moment dat situația a scăpat de sub control. Ce să fie mai mult de atât? Am un copil cu ea. Poftim? Cătălin, ce ai spus? Ce ai spus, Cătălin? A născut un copil.
Adică cum? Deci are un copil cu ea? Ești sigur? După câteva luni de aventură, într-o bună zi, amanta lui a venit la cabinet și brusc a schimbat foaia. Nu i-a mai convenit planul 2. Nu mi se întâmplă mie așa ceva. Deci nu e adevărat. Soțul dumneavoastră a încercat să scape de problemă. Dacă poate fi numit un copil o problemă. Deci nu. Dar ceva mă face să cred că amanta lui a avut de la bun început un interes. Mi se face rău. A știut ce bani are, a știut ce slăbiciune are și l-a jucat pe deget. Nu e adevărat. Deci nu. Nici mie nu-mi vine să cred. I-ai cerut Anei la un moment dat să întrerupă acea sarcină. Și atunci lucrurile au cam luat o raznă, nu? În ce sens? Trebuie să-i dau bani. Bani? Pentru ce? Doamne, ferește! Câte mai sunt de spus? Doamne! Ce s-a mai întâmplat? Ce să mai fi? Gat? Divorț? Pa? Mai e ceva de spus? Spune, Cătălin. Deci îți dai seama că îți pierzi și cabinetul, îți pierzi și tot. Deci nu spun eu că te duci și la tine acolo de unde ești. Da, mai sunt lucruri de aflat. Eu nu mai vreau să mai aflu nimic, să dispară. Ce alte lucruri, Cătălin? Să dispară omul ăsta de aici. Înnebunesc. N-am aflat nimic de la tine. Înnebunesc, nu mai pot. Doamnelor, știți cum funcționează un șantaj, nu? Ce șantaj? Cel care te șantajează nu se oprește de fapt niciodată. Inițial s-a pus problema de bani pentru analize, pentru una alta. După care s-a pus problema de bani pentru a aduce copilul pe lume. Și vă imaginați că o să o țină tot așa. Nu se va opri niciodată. De ce nu ne-ai spus? De ce nu te-ai luat la poliție? De ce n-am zis să facem ceva? Ce să facă poliția? Ce copil? Unde? Ce ne? Cum? Cât are copilul? Ce e copil? Ce băiat? Fată? Ce e? Ce? Cum? Băiat. Băiat? Și cât are copilul ăsta? Un an jumate. Un an jumate? Nu mai înțeleg. Eu nu mai... Deci nu... Deci el petrece timp cu alt copil și cu fetița lui... Cât de puțin? Eu când îți spuneam că stă și nici nu se uită la ea. Și stresat și distant și... Doar cu telefonul. Nu, oricum. Adevărul este, stimată doamnă, că de mai bine de un an de zile soțul dumneavoastră nu mai are pace. Pentru că nu știe cum să gestioneze situația. Și din păcate l-a implicat în toată povestea asta și pe fratele lui. Poftim? Adică cum adică? Încercați să vă amintiți. Cum adică, Cătălin? Pentru că cele două povești sunt trase la Indigo. Cu banii care... Cumnatul dumneavoastră la un moment dat a venit și v-a spus exact povestea soțului dumneavoastră. Că a cunoscut o femeie, că a lăsat-o însărcinată, că ea nu a vrut să facă întrerupere de sarcină. Soțul dumneavoastră s-a oferit să-l sponsorizeze cu bani. Doamne, cât de prost am putut să fiu! Cât de mincinos ai putut să fii! Doamne! Așa, în general, asta se întâmplă atunci când minți. Te afunzi. Cum ai putut, mă, să-l bați pe omul ăla așa? Cum ai putut să-ți bați? V-ați bătut joc de mine toți aici, mă? Pentru că soțul dumneavoastră, doamna, a crezut că la un moment dat va scăpa cumva basma curată, că nu veți afla. Și-a bătut joc în ultimul caz de noi. Deci în momentul ăsta ești cu hainele după tine și ești afară în casa mea. Îți dai seama, nu? Divorț, punct. Punct. Eu nu vreau să-l mai... Deci nu mă mai interesează nicio poveste. Nici un escroc, nici un mincinos, nici fratisul, nici de nimeni ce-a făcut joc de mine. Soțul dumneavoastră nu și-a dorit să se ajungă aici. Și el, la rândul lui, a fost oarecum tras pe sfoară. Și de ce n-a pus punct atunci? De ce a așteptat atât timp? De ce? Asta să vă spună dânsul. De ce? De ce? Ai fost slab? Uite, acum rămâi slab. Și rămâi singur. Și tu rămâi cu fratii, tu cu ea, cu copilul, Doamne iartă-mă, rămâi cu cine vrei tu, eu nu vreau să te mai văd. Și oricum mâine află toată lumea. Și mama, și tata, și rămâi fără cabinet, rămâi fără tot. Mă, nu, gata, punct. V-ați bătut joc de mine în ultimul hal. Cu mine ați terminat-o. Să-ți faci niciun bagaj. Așa pleci, cum ești, cum ai venit, așa pleci. Îți spun eu, nu sunt bătata de joc. Ai terminat cu mine, ai încheiat cu tot. E clar când... Cristina, gata. Să-ți pare! Sunteți sigur că puteți avea încredere în această femeie, stimate domn doctor? Nu mă interesez. Terminat-o de mult cu ea, da. Da, dar știți care este problema? Ea nu a terminat-o cu dumneavoastră. Pentru că, să fim serioși, ea de la bun început a avut un interes. V-a găsit punctul slab și a știut cum să vă joace.
Sunteți sigur că puteți avea încredere în ea? În ceea ce v-a spus? Și asta a făcut. Ce vrei, mă? Ce mai vrei și tu aici? Ia-ți că zburați amândoi de aici, hai! Hai! Am venit să vorbesc cu Cătălin, e acasă? Acum e acasă, dar nu o să mai fie de mâine. Și nici tu, nici el. Hai, ia-ți-l pe Cătălin și hai. Cătălin! Hai, ia! Cătălin, hai, hai, hai! Hai! Cătălin! Vino hai, da, du-te, du-te, că te ajută cu bagajele. Dar ce faci ei? Ce s-a întâmplat? Uite, a picat la țanc să-l ajute la bagaje. Vino mă încoace, hai, dar. Cătăline, vino că te ajută cu bagajele să zbor de aici mai repede. Du-ți, ia-ți-l mă de aici. Dar ce mi-a venit? Stai puțin, femeie. Păi stau, stau, eu stau. Dar voi nu să mai stați. Eu stau foarte puțin. Trebuie să vă zic adevărul. Da, divorțul e adevărul. Ăsta e adevărul. Îți spun eu adevărul. Calmează-te puțin și ascultă-mă și pe mine. Eu n-am ce să mă mai calmez. M-am găsit cu sora Anei azi în pat. Așa și? Și am aflat adevărul golgolul. Da, adevărul golgolul. Ai stat așa bătut joc de mine 3 ani de zile. M-a înșelat cu una pe la... până la cabinet, da? Și până hotel, că a recunoscut. A recunoscut aici tot. Și tu te-ai bătut joc de mine și eu te compătimeam și făceam aia, hai să mergem la spital, a născut, da? Și făceai manevră că e copilul tău, că e copilul lui, că e copilul tău. Ce credeți că sunt eu aici? Proasta voastră? Ce sunt eu aici? Băi, gata! Gura! Auzi, sunt un tip la mine acasă! Ascultă-mă puțin! Mai ușor! Ascultă-mă puțin! Mai ușor ca să mai țipați! Stați! Nu mai țipați, vă! Da? Vreau să vă spun adevărul, gogoluț! Ascultați-mi și pe mine! Da, mai ușor! Nu țipați la mine în casă! Și tu, și el, și toată lumea aici! Sunt pe poate joc de mine! M-am găsit azi cu sorsa în parc. Așa, și am aflat adevărul. Ce adevăr? Nu există niciun copil la mijloc. Hai mă, lasă-mă pace. Totul a fost o scenare. Băi. Ce scenare? Ce alt adevăr? Nu cred așa ceva. Băi, vă bateți joc de mine chiar? O continuați așa lanț? Până unde mai ajunge bătea asta de joc? Până unde mai ajunge? Băi. Minciunile astea, ce vreți voi să faceți cu mine? Să vă duceți la disperare? Ce vreți să faceți cu mine? Băi, femeie, mai taci o dată din gură și ascultă-mă și pe mine. Nu există niciun nu copil la mijloc. Nu mai zic dacă îți dau un acum zbor, dai. Nu există niciun copil la mijloc. Astăzi... Cum nu există? Că ziceai că e copilul tău. Cum a zis că e copilul lui? Nu este niciun copil la mijloc. Eu cred că e al meu. Nu e. Eu cred că e cu mine făcut. Nu este. Totul a fost o înscenare. Lasă copilul, să vedem ce spune. Lasă să vedem este copilul. Să vedem ce ne mai minte. Ascultați-mă puțin. Este copilul sorei amantei. Anei. Ia hai, gata. Deci, prea mult. Nu mai accept nimic. Deci nu vreau să te mai văd. Nici pe tine. Nici pe Ana, pe Lana, pe Blana. Nu vreau să mai aud de voi. Ai rămas cu copii. Vă hotărâți alu cine e, al cu el. Creșteți împreună cu sora, cu Ana, cu mama, cu tata. Ha! La revedere! Divorț! Punct! Tu ești sigur pe ce ai spus? Frate, te-am mințit-o vreodată pe tine? Da! Nu, totul este o minciună. A fost o înscenare. M-am găsit cu sora sa astăzi și cu Ana și mi-a confirmat absolut totul. Că este copilul ei, mi-a arătat poze de la maternitate, ecografie, poze cu el, absolut totul. Nici ea nu știa de toată treaba asta. Adică Ana ne-a jucat pe degete pe absolut toți. Inclusiv pe sora sa, pe fratele meu, pe mine și pe absolut toți ne-a jucat pe degete. Deci Ana nu are copil cu mine? Nu, frate meu, nu are, asta încerc să-ți explic. Nu are niciun copil. Și m-a jupuit de bani? Da, te-a văzut de la bun început că ești medic stomatolog, că ești potent financiar și tot ce a încercat a fost să te sugă de bani, să te jumulească de bani. Ce uite, nu înțelegi? Uite, pentru ce femeie ai renunțat la sora mea? N-am renunțat. 2 ani pentru asta nu ai nu vreau să divorțez de ea. Convinge-o. Te rog, convinge-o tu. Mă iubesc. Ascultați-mă, nu are rost să se ajungă la divorț în situația asta, să strice o căsnicie, mai ales că este și un copil implicat la mijloc. Cel mai bine, hai să ne găsim mâine cu toții și cu Ana și cu sora ei, să dăm cărțile pe față, să aflăm adevărul odată pentru totdeauna. Te rog, eu am recunoscut greșeala. Și ești sigur că nu se va mai întâmpla? Un om, cum a greșit odată, poate să greșească și a doua oară. Pentru că am realizat cât de important este dorirea potrivită. Este mama copilului meu, confidenta mea, prietena mea, cu care am împărțit atâtea și știu că am pus un nemernic, dar știu că și poate să putem trece împreună peste asta. O să încerc să vorbesc cu ea pentru copăcel, pentru fetiță o fac. Da, mulțumesc. E sigur că ai avut dreptate? Da, mă, da, fratele meu. Mai sigur de orice. Știi că nu te-aș minți niciodată. Dacă hai vedem să vorbim.
Dar chiar așa bună e? Eu ce sunt? Ce sunt? Te iubesc, iartă-mă, să știi că chiar te iubesc. Am călcat strâmb, a fost o greșeală. De ce ai făcut lucrurile astea? De ce te-ai folosit de copilul meu? Păi cum, mă, era mereu, mă, fac asta, era cu el, mă! A mințit, s-a răzbunat, a vrut bani! Îmi pare rău, n-am vrut să fac asta, n-am vrut să te rănesc. Pe moment nu m-am gândit. A vrut bani? Da, atât, atât. S-a apărat toți banii? Dori. Nu, te rog frumos, nu mai spune, Dori! N-a ținut numai de mine, am fost slab de moment. Dar te iubesc pe tine. Te-ai răzbunat? Ești fericită? Nu, nu sunt fericită, nu sunt fericită, chiar deloc. Nu doar Marius este șocat de ce a putut face Ana, dar și sora ei este consternată de felul în care i-a fost folosit copilul pentru a-l șantaja pe Cătălin. Ana, zi-mi ce s-a întâmplat. Pur și simplu m-am îndrăgostit de el. Credeam că o să-și lase familia, cum mi-a spus, că o să divorțeze. Ana, împreună. Asta nu este dragoste. Când șantajezi un om, nu-l iubești. De ce ai făcut lucrurile astea? De ce te-ai folosit de copilul meu? Ca să mă răzbun, să simtă și el durere. Îmi pare rău, n-am vrut să fac asta, n-am vrut să te rănesc. Pe moment nu m-am gândit. Am crezut că așa este bine. Așa am considerat pe moment că este bine. Ana, eu nu știu care au fost motivele reale, dacă au fost banii sau chiar tu l-ai iubit. Dar nu trebuia sub nicio formă să iei copilul și să te folosești de el. Omul e însurat. Da, tu credeai că un om însurat cu un copil de 7 ani sau cât are aia mică nu poate să-și lase femeia, nevasta, cu care a clădit atâtea. Dar pe mine, de ce m-a lăsat? Pentru că tu erai planul 2. El doar a vrut să se distreze cu tine, asta a fost pentru el doar o distracție. Cum ai reușit să ai burtă? Că mi-a zis omul ăla că aveai burta mare când te-a văzut. Am pus o pernă. Atât de departe ai ajuns? Ai făcut poze cu soția lui în parc, Ana? Nu am știut că este soția lui, ne-am întâlnit pur și simplu în parc. Te-ai răzbunat? Ești fericită? Nu, ești fericită, nu sunt fericită unde ai ajuns? Nu sunt fericită, chiar deloc. Bine, nu știu, o să mergem acasă, o să vedem cum o să rezolvăm și situația asta. Te-am crezut mai matură de atât, Ana. Și tu ce ai făcut? Te-ai folosit de copil, te-ai folosit de ei. M-ai dezamăgit foarte tare. Îmi pare rău, n-am să fac asta. Eu atât am avut să zic, să știi. Să vedem cum rezolvi singură problemele și ce o să simți de acum încolo. Ai să fii și tu mamă și ai să vezi. Dincolo de dezamăgirea și durerea de a fi înșelată, Dorina este în primul rând foarte furioasă. A ajuns într-o situație din care vrea să iasă urgent, cu orice preț. De aceea a cerut o întâlnire cu fosta amantă și cu sora ei, iar Cătălin nu poate decât să accepte și să o urmeze. Te rog, gândește-te. Hai, mă, mă lași cu gânditul. Hai să văd eu și pe asta, să văd eu cu cine mai vii. Dar n-ai mai aranjat, ai băgat pe cineva. Cine știe ce mai fi și asta acum? Dori, te rog, am recunoscut. Ce să fac acum? Acum mă iei cu Dori? Mă iei cu Dori? Doamne, ferește și... Dori! Dă-mi o șansă! Dori? Dori? Hai! Nu-i al meu, înțelegi? Ai văzut? Mă, ce nu-i al? N-am văzut nimic, Eu nu, oricum nu te cred nici pe tine, nici pe fractul, nici pe cine... A fost o înșenare. Ce înșenare? Păi și de ce? De ce ai ajuns să-ți facă înșenare? De ce ai ajuns? Da, hai să zicem că e adevărat. M-a și incitat. Dar chiar așa bună e? Eu ce sunt? Ce sunt? Te iubesc, iartă-mă, să știi că chiar te iubesc. Am călcat strâmb, a fost o greșeală. Te rog, haide să ne gândim bună. Puțin. Bună! Da, bună! Monica, Solane. Mă rog, Dorin. Unde-i sorta? De ce n-a venit sorta? Ce-am vorbit noi aici? Ce-am vorbit noi aici? Cum a rămas? Cum rămăsese? Ușor să ne calmăm, să putem să păi ne cum înțelegem. Să ne... Păi cum? Păi dar tu te-ai calmat dacă ai fi în locul meu? Păi să vă explic de ce nu a ajuns. Păi cum? De ce să nu ajungă? Păi îți zic eu ție. Nu trebuie să și cum să iau. Trebuie să ne înțelegem ca să ajungem la un numitor comun. Băi, auzi, vă bate joc de mine toți? V-ați vorbit toți să vă bate joc de mine? Sau cum e șmecheria asta aici? Să înțeleg și eu. Hai să ascultăm întâi. Hai să ascultăm, te rog. Că deci, nu am haideți să vă lămuresc, da? În primul rând că eu sunt mama lui Luca, da? Uitați aici. Care Luca? Luca fiind copilul de care sora mea Ana tot spune că l-are cu soțul dumneavoastră. Tot da? Spune? Nu. E copilul... Nu este. Nu. Deci vezi că eu știu toată povestea. Pe mine nu mă prostiți. Păi nu are cine să vă prostească pentru tot, că... Nu. Deci pe mine nu mă prostiți. M-ați prostit deci destul. Ai fost păcălită. Nu, tu ai fost păcălit în orice caz. Da, nu eu. Cu toții ne-am păcălit.
Deci eu am fost în parc, eu am vorbit cu femeia din cont, deci am compătimit-o, pentru că într-adevăr e de compătimit, da? Și acum să faceți voi manevre pe la spatele meu, tu și cu fractul și cu tot și cu tine, domnișoara, cine nu este, v-am spus cine sunt, nu este niciun fel de manevră. Ea v-a spus varianta, da, ea ei, care spus, nu este adevărată. Ți se pare că un copil umbli cu el de mână un an, meu. Doi ani? Este copilul, da, e copilul meu, ei, eu cunosc pe femeia nu asta. Este. O, nu este. Nu este, ascultați-mă. Eu o cunosc, da? Păi, mai bine, de mine, la... păi mai bine ca mine, păi, este un an și mea. Ceva, un an, doi și ani eu o cunosc de o viață întreagă. Sora mea nu a fost niciodată gravidă, stați liniștită, nu are niciun copil. Aminți, din soțul dumneavoastră, aminți, Luca, înțelege. De care ea spune că este copilul lor, este copilul meu, da? Deci uitați aici poze cu el, da? Tot telefonul meu este plin de poze cu Luca. Păi cum, mă, era eu mereu, mă, fata probleme. Asta era cu el, mă! A mințit, s-a răzbunat, a vrut bani! A vrut bani? Da, atât, atât. S-a apărat toți banii, s-a apărat banii. Legătura cu banii, nu, eu nu vă dau cuvântul că ea, în maxim 6 luni de zile, o să vă restituie. De unde? Banii. De la altul? Îl mai păcălește pe ăla nu, care 8 copii nu, cu el și face triplu de bani și așa am restituit și mie banii? Vă asigur tu știi că, că banii nu. Sunt banii mei? Știu. Nu, nu, eu nu, că binetul ăla e al meu, cum ar veni, adică tu ea știe. Mă, voi, mă, știu, ce faceți voi aici? Este mic, a fost naivă. Vina nu este în totalitatea, este și a lui. Am greșit și eu știu. Păi dar nu, și lui, da, să-i fie rușine, pentru că dumneavoastră nu sunteți o femeie nici de înșelat. Asta i-am zis eu. Da? Asta i-am zis eu. Auzi, dar trebuia ce, să o respecti, pentru că este mama copilului tău. Nu. Și oricum, eu sunt în dubii, că nu... Deci nu, eu nu vă dau cuvântul, eu am și vorbit cu fratele dumnealui și am spus că de sunt ce de acord. De aici? Pentru că este rușine. Și eu am rupt oricum. Dar să ceară bani, nu i-a mai fost rușine? Dar tu când ai aflat adevărul pe care îl zici, pe care îl ziceți și mă rog și cumnată, nu mai contează. Când ai aflat că folosește copilul tău, cum ți-a căzut? Vă dați seama cum ți-a căzut cerul în cap. Păi asta am explicat și eu. Da? Asta am explicat și eu. Și am certat-o și v-am spus, eu nu mai țin legătura cu ea. Dar cum ajungea copilul tău mereu la ea? Că ea mereu era cu am el. Încercat să vă explic că eu am avut și am încă niște probleme cu soacra mea. Este grav bolnav, am stat cu operații, cu toți avem probleme. Știu. Și ea fiind sora mea, eu nu având cu cine să las copilul, cu cine să las? Cu ea. Nici o secundă nu mi-a trecut prin cap că ea o să se folosească de copilul meu să facă lucrurile astea. Să se ajungă până aici. Mi-a spus că a purtat burtă falsă la 9 luni de zile. E ca să-l șantajeze pe bărbat. Deci mi-a spus, mi-a recunoscut. Vezi, că nu aveți de ce să mai credeți că este copilul lui. Dar și sigur și Doamne, ce situație. Dori. Nu, te rog frumos, nu mai spune Dori. Nu, mai îmi spune Dori, da? Hai, am greșit, dar n-a ținut numai de mine. Am fost slab de moment. Dar te iubesc pe tine. Tu ce-ai face în locul meu? Nu știu, am și eu copil, am și eu am toți, și eu copil. Și nu vreau să mă am pun nici copil, măcar am o secundă fata în situația asta. Știu că e vorba de familie la mijloc, și de orgoliu, și de iubire, și de ani petrecuți împreună, dar nu pot să mă bag. Într-adevăr, ani. Și noi am trecut prin multe împreună. Te rog. Noi n-am fost întotdeauna așa. Am trecut prin la grele, tine, dacă... prin rele, prin multe și mărunte. Dacă nu te iubeam, nu... Important este sufăream că el nu are un copil. Restul puteți să le discutați dumneavoastră. Eu am vrut doar să vă lămuresc că Ana nu a fost niciodată însărcinată cu el, că îmi pare rău deci pentru situația creată. Deci eu am rămas mas, deci în momentul ăsta, deci sunt... Am să efectiv fac în așa fel încât să vă dea toți banii, pentru că sunt banii voștri, nu ai ei, și să mă asigur că nu vă mai avea niciodată legătură cu familia voastră. Pare foarte rău. Mă rog. Revedere. Păi bine, și cum facem? Cum facem? Ne aduci tu bani? Eu vreau să vină da, ea. Da, eu v-am să asigurat ochii că cu Ana mine o să vă aducă să toți dea banii. Ochii cu mine. Eu am să încerc să-i să aibă explic. Curaj, dacă... Să aibă curaj, să aibă... din omenie, vreau să vorbesc eu cu ea. Eu am să explic. Dacă cu tine, ea cu noi, cu toți. Să... Eu ce legătură să mai am? Bine, oricum, lasă că... Oricum, dau eu de ea. Nu-i... Bine, na, never mind. Pare rău. La revedere. Bine, hai. Pare rău, iartă-mă. Mă, nu mai zice iartă-mă. Zici în continuu iartă-mă. Altceva nu e spus decât acest iartă-mă. Ce iartă-mă, să fac, mă, uite așa, uite așa. O să visez iartă-mă. Ce să fac? Ce pot să fac acum? Păi îți spun eu ce să faci. Am o idee. Găsești altă pacientă, mai bună, mai ce trebuie și faci într-adevăr un copil cu ea. Ha? Unde sunt copiii ăia care vrei să-i faci cu mine? Copii, avem o viață înainte și facem și nu știu ce, dita mai casa. Am renunțat. Hai. A fost, ți-am spus, scăpare, m-a incitat, am fost slab, vulnerabil în momentele alea. Dar de ce? Nu ți-ajungea? Te iubesc pe tine. Dar nu ți-ajungea, eu ce am?
Ce cum sunt? Ia, cam ce? Cam cum? De la ce ți-a lipsit? Ce ți-am făcut? Ce nu ți-am făcut? Ce ți-am dat? Ce nu ți-am dat? Ce îți mai trebuia? M-am pierdut. Te-ai pierdut? Mă, și dacă era într-adevăr un copil, nu-ți păsa de un copil, mă? Asta e jucărie, ne jucăm? Dacă era, mă, eu mă pun în locul ei, mă! Dacă mi se întâmpla mie, eu care ai văzut cum sunt cu copiii. Ce să... Cum? Înțelege-mă, te iubesc pe tine. Mă, zici că ești un cățeluș acum, lasă-mă! Iartă-mă, te rog, nu pot să stau așa. Mai vedem. Te rog. Ce șochează în povestea asta este planul pus la punct de Ana. Oare cât voia să continue cu această minciună? Este clar că, la un moment dat, adevărul s-ar fi aflat. Pentru că micul Luca are totuși o mamă. Există doar două explicații. Pe amantă nu au interesat-o decât banii sau poate vorbim despre probleme de o altă natură, care o fac să-și creeze propria realitate. Revenind la Cătălin, suntem siguri că și-a învățat lecția. Dacă apriga, dar corecta Dorina îl va ierta sau nu, depinde de puterea lui Cătălin de a o convinge că regretă totul și că așa ceva nu se va mai întâmpla. Parcă sunteți copii de grădiniță, zău așa, ce Doamne iartă-mă? Care copii, mamă, că eu am 32 de ani, el poate mai e încă adolescent, poate ai vreun retard, ceva? Ce mai, nu ți-e bine că mă ocup eu și cu sorta de toate? Noi ne ocupăm de tot, tu vii și iei banul. Păi, eu nu contez în familia asta. Bine că am terminat și cu barul ăsta și cu vânzarea și cu tot, că eu una nu mai suportam. Nu poți ne dai nouă încă, nu știu, 15.000? 15.000 de euro, mamă, chiar așa de mult ți se par? Vreau și eu să deși un ban pentru... Bătrânețe, știi cum e? Îmi pare rău că ți-au și banii tăi pe care îi păstrai pentru tine, dar... Îmi lasă, păi, mi lasă, da. Că așa e, așa, ai drept. Tocmai m-am întâlnit cu mama, înțelegi? Și așa, ce crezi? A zis că îi dă toți banii lui soră-mea. Poftim? Maica mea știe că sunt bolnavă, depresivă, singură și... Haide-mă, că știi cum e patul ăla. Cine ești, mă? Știi cine sunt eu? Nu știu. Sunt Fraxu, mă. Și? Dar ce e cu tine aici? Ce căutați voi doi așa? Nu am vrut să se știe. Dar eu iubit? Da. Cum așa? M-ai mințit tot timpul că mergi la psiholog? Nu merg la niciun psiholog. De 3 ori pe săptămână mergi, mamă. Nu ești nicio depresie. Spune-i mamei, soacre, că nu ești nicio depresie. Cine ești tu că nu te mai recunosc? Voi vă aveți unul pe altul și sunteți dușmani, practic.